Cam de ce ziua în amiaza mare ar trebui să arde becul la intrare în subterane de la gară? La alte subterane e întuneric, treci prin ele, dar aici lumina arde și afară. Ziua. N-are cine strânge gunoi. Măcar avem monument. Și fontanul curge. Chiar dacă afară plouă. Ce alte bucurii mai vrei? Coarul gării nu-l mai inundă apele, în schimb s-ar putea să fie inundat de gunoaie de grabă. Și nelipsitele taxiuri fantomă, care parchează oriunde, dar mai ales trotuare la intersecții. Bombe cu patru roți.